face dumneavoastră? Na, viteza ca viteza. Am mai avut situații când s-a votat noaptea. Nu vreau să repet ce s-a spus atunci despre viteza de vot. Rezultatul m-a întristat și mă întristează. Vedem cu tot mai multă claritate că PSD-ul nu doar că încearcă să amputeze puterile președintelui, ci PSD-ul încearcă să amputeze și puterile justiției, ceea ce este foarte, foarte grav. Și dacă am avut legile justiției, care se știe, m-au nemulțumit profund și pe mulți alții la fel, acum vedem totuși ceva nemai întâlnit în ultima vreme. Majoritatea PSD votează legi pentru șeful lor. Votează legi cu dedicație pentru Dragnea, ceea ce este pur și simplu inadmisibil. Dacă citim aceste modificări la codul de procedură penală, vedem că multe din ele sunt făcute cu dedicație, altele sunt făcute clar pentru a opri procurorii din investigații. Este inadmisibilă această abordare. Și evident că voi folosi prerogativele constituționale pentru a solicita o îmbunătățire a acestui text. Care din articole vi s-a părut că este cu dedicație? Nu vreau să intru acum în detalii. La momentul potrivit o să scriu aceste chestiuni. Fie curții constituționale, fie parlamentului. Aceste modificări la codurile penale spuneau că urmăresc evoluțiile din România pe acum. Pot să fiu foarte franc. Toți mă întreabă despre aceste modificări. Nu am intrat în detalii, fiindcă procedura nu este finalizată și nu este, după părerea mea, cazul să comentez aceste chestiuni pe articole și pe fraze, însă pot să vă confirm că toți musafirii mei s-au interesat și sunt foarte îngrijorați de această abordare a PSD-ului de această lege care s-a votat aseară târziu.